Tănase. Ce faceți, domnul Tănase? Vor speriat ăștia cu raportul, a? Da, au venit astăzi cu raportul, nu i-am semnat nimic nici de-al dracu. Absolut. Da, ai scris, dar ai scris acolo măcar să-ți aducă la cunoștință motivele. Motivele mi-au spus că de ce am luat legătură cu mass media, cu presa. Asta a scris. Deci să înțeleg un pic. Și dacă îmi dai voie să te înregistrez ca să înțeleagă opinia sigur publică, la penitenciarul sigur Arad se fac rapoarte dacă e legătura cu presa. Cu mass media, cu presa, da. Bun. Ce ți-a spus polițiștii când au intrat în cameră la tine? Când au intrat în cameră, nu ne-au spus absolut nimic. Au spus toată lumea iese afară ca să facem un control. Au făcut un control, la sfârșit au spus că caută un telefon. Caută un telefon cu care s-a luat legătură cu presa la exterior. Atunci i-am spus, noi am sunat de la telefonul camerei, nici de cum de pe celular, nu există celular sau un mobil aici în camera asta, pentru că nu dau voie la nimeni ca să aducă obiecte interzise în această cameră. Și am sunat de la telefonul penitenciarului, așa că n-aveți cum să mă sancționați, am sunat legal, telefonul dat de aici s-a făcut în mod regulamentar, numărul de telefon este înregistrat la fișe și n-ai cu ce să mă sancționez. El zice, nu, că te sancționez, că n-aveți dreptul să luați legătură cu presa afară. S-a uitat colegul meu Zodilă în regula interioară, unde spune clar, scrie clar, aveți dreptul să luați legătură cu presa. Acum eu nu înțeleg pe ei, de ce? Care e motivul? Adică în regulamentar scrie, da, că avem voie, iar pe cealaltă parte ne spune că nu avem voie. Deci e un abuz din partea lor, caută altceva pentru că îi deranjează, dar îi deranjează când dezvăluim unele lucruri care depășește limita, nu ne convine. Așa este adevărul, jur că ăsta este adevărul, așa este, deranjează, nu este bun. Niciodată nu le place când lovește în ei. Da, să ne înțelegem, nu s-a scris nimic despre penitenciarul Arad. Nu. A fost bun. Pentru a înțelege opinia publică, cititorii de bună credință, tu ai o eroare în mandatele tale, da? Nu, deci n-am făcut absolut niciun rău acestui penitenciar. Nu acestui, nu, tu ai o eroare în mandatele tale. Da, este o eroare în mandatul meu, corect. Și tu ți-ai explicat și tu ai spus presei că ai o eroare în mandat. Exact. De 3 ani nu mi s-a dus la cunoștință, fiind cei de la penitenciarul Arad cunoaște dosarul, evidența, nu are cum să nu cunoască conținutul, pentru că orice dosar este verificat, iar nu mi s-a dus la cunoștință până în luna iulie 2020, când am cerut audiență la judecătorul de supraveghere din penitenciar și atunci a fost corect și mi-a recunoscut, da, te afli în detenție nelegală, la care am avut și cu directorul penitenciar, cu domnul Dobrescu, tot o audiență și l-am întrebat și pe domnul Dobrescu, da, așa este, ești în detenție nelegală și le-am spus cine plătește 3 ani de detenție în plus, pentru că nu mi s-a dus la cunoștință să iau măsuri. Sau dumneavoastră, dacă îmi spuneați, eu mă adresam la o instanță ca să ia măsuri în acest caz. Și au spus, păi, noi nu verificăm toate, eu jur că ăsta a fost întrebare, deci noi nu verificăm dosarele. Zic, nu există așa ceva, aici nu cred. Domnul... Deci asta a fost toată. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă sănătate și la toată familia. Corect. Este colegul meu care va lua măsuri și eu tot am să sun, chiar dacă sunt pe maxim, am dreptul la 30 de minute la zi, deci o reduce la jumate și 3 apeluri. Deci tot am să vă sun și de acolo în caz de ceva. M-au întrebat persoane din zona virtuală dacă aceste abuzuri sunt reale. Acum, dumneavoastră, cum puteți să-mi spuneți? Deci este real 100% aceste abuzuri. Fără niciun dubiu, nu-mi permit ca să dau un interviu înregistrat, să ajungă în spațiu public cu niște aberații, pentru că este, în primul rând, îmi fac eu probleme singur și nu-mi permit să aduc aceste acuzații altora persoane. Dar este reale, am trecut prin ele, știu manevrele care s-au făcut în dosar și susțin că este adevărat și așa este. Verificați mandatul de
executare și o să trageți concluzia dumneavoastră, că așa este, am avut dreptate. Vă mai întrebăm deci încă... am luat informații, da. Vă mai întrebăm încă o dată. Sunteți disponibil să ne puneți mandatele la dispoziție pentru că noi am făcut o adresă către penitenciarul Arad? Bineînțeles, domnul Andrei. Cu siguranță, la orice oră voi fi întrebat, sunt de acord să fie trimise mandatele către dumneavoastră, mandatul meu de executare. Da. De ce credeți că penitenciarul Arad are o problemă personală cu dumneavoastră, ținând cont că ați luat legătura cu presa și s-a aflat erorile dumneavoastră judiciare? Sincer, nu știu de ce i-ar deranja, pentru că, în mod normal, n-ar trebui să-i deranjeze, fiind știind că eu deja am 3 ani de detenție în plus de la pedeapsa legală care trebuia să o am de 3 ani, am făcut 6. Deci pedeapsa mea legală a fost de 3 ani pentru marijuana care am fost condamnat. Nici de cum cea de-a doua sentință care au recunoscut în mod abuziv judecătorii de la Tribunalul Prahova Ploiești și mi-au dat și recidiva. Vă rugăm, terminați deci, apelul. Nu trebuia să-i deranjeze pentru că eu n-am cerut nimica de la penitenciar, doar am vrut să aflu adevărul dacă mă aflu în detenție nelegală și să mă adresez în altă parte, dacă ei n-au făcut-o și nu și-au dat interesul. Pentru că eu stau bine la pușcărie, chinui aici, familia se chinuie pe altă parte și măcar n-am făcut rău la nimeni, nici la public, nici al... Este prima care sunt la pușcărie aici în România. Deci ce oră n-am făcut la nimeni? Pentru niște marioana să fac 6 ani de pușcărie și alții cu tone de marioana au luat suspendare și au...